Eu nu știu de cine se Eu voiam încalcă să... de... Acum doamna ministru are un interviu și pentru că noi suntem deschiși ca să vă facem oricând audiență. Dar când? Cât de așteptat? Eu aștept de la mine de 3 ani să încalcă drepturi de judecătoria. Eu Dar nu știu n-ați de... fost până acum programată N-a audiență? fost, n-a La fost, noi eu nu știu este de program ce... liber, întotdeauna se aranjează ora și facem Eu nu audiență știu cu de ce cetățenii. judecătoria să și lucrează înainte. Care... Înțeles. Eu 4 ani am crescut copilul, de la vârsta de 5 luni, Eu știu ce vă ce propun. drept au avut dumneavoastră să-i Da. iei copilul și să-l ducă pe hotare. Și acum e să-mi spui că să facă legătura prin Skype. Dumneavoastră duc copiii ei în Africa să-i crească prin asta. Dar pe Haideți eu... să discutăm cu dumneavoastră să-mi spuneți la ce etapă procesuală sunteți sau care este La ce situația, etapă? Circunstanțele? Judecătoreasa, judecătoreasa care ne-a încălcat câte drepturi și continuă... O să fiu prezent până ce? Până la moment. O să fiu șef de cabinet, o ministru. Eu vă rog și frumos să și vă tras la răspuns da. Doamna Nicolici Marcela și bă, domnul Guțu Serghei, advocatul, care acum, nu de mult, două săptămâni în urmă, au mai scos doi copii duși în Italia. Eu vă aștept. Și traficul de ființă, de ce îmi spune nie copilul, Italia nu se dă copilul. Și drept are, și Italia e implicată în fort. Să discutăm pe rând, că nu o să ne fie clar, să vedem cum putem să vă Eu vă rog frumos, veniți și mă chemați în audiere. Eu astăzi vreau la audiere. Te chemat acum în 104. Noi vă chemăm în 104, discutați cu șeful de cabinet și discutați cu consilierul domnul Iurie Nedimitru. Acum vă invităm în 104. Și după asta vedem cum soluționăm mai departe. Să discutați și combate la ministru, dar cum este posibil că ea este mare interviu. Și ea este în ședință ulterior. Doamne, eu dreptul, eu am acte, am care încălcat legislația, judecătoria asta, eu încălcat articolul 6 din Codul și continuu să încalce. Eu trei acuzuri am când am încălcat, n-am încredere în judecătoria asta. Gheorghiță Serghei, eu mă știu o țară întreagă și eu nu știu de ce țara nu vrea să implice în problema mea. Vă invităm. Haideți să discutăm, luați-vă documentele. Discutăm, puteți să luați toate documentele. Și telefon. Și vedem și puteți. Poprește, apasă jos, uite, jos, aici este. Da? Da. Și încă mai ai un buton aici, Mătincă. După ce ai završit, ești să o hrăniți. Îl ții pe telefon și să-l pui pe YouTube. Bine. Mulțumesc. Trăiți. Bună. Ce competență are Ministerul Justiției? Ce se mi-a zis că nu are competență, Ministerul nu are, cine are? Mafia.